Mihaela, câți anișori faci tu astăzi? Vai, dar ești o fetiță deja în tot sensul cuvântului, o domniță, da? O comoară în casa asta, așa este? Și noi cu acest ursuleț frumos venim la tine să-ți aducem câteva daruri. Întâi de toate, avem pentru tine o inimă care reprezintă inima unei persoane care te iubește foarte, foarte mult și nu a avut posibilitatea să vină astăzi la tine, dar ne-a trimis pe noi să-ți aducem daruri și să-ți aducem multe, multe cadouri. Da? Aici ai balonașe frumușele. La mulți ani, Mihaela. Cum crezi tu? Tortul este dulce? Da. Cum crezi tu? De la cine vin toate aceste daruri frumoase? De la bunica? De unde este bunica noastră? În Israel. Dar ce face ea acolo? Lucrează. Să facă bani? Da. Pentru să cumpere cadouri la nepoți? Da. Ești o fetiță adorabilă și bănuiesc că bunica are pentru ce să te iubească. Pentru ce sfioți că ești lumina ochilor ei, ești tot ce are ea mai scump și mai drag. Și eu cred că și tu iubești. Da? Și uite, această bunicuță a scris pentru tine câteva rânduri. Scumpa mea nepoțică Mihaela, astăzi este ziua ta de naștere. Azi, în buchetul vieții tale, am florit încă un trandafir. Eu îți doresc, din suflet, sănătate, zâmbete și numai bucurii. Să ai o copilărie fericită, alături de cei dragi ție. Că bănuiesc că tu o ai, așa-i? Este fericită copilăria ta? Datorită căror oameni? Bunica, mama și tata. Să ai mereu noroc în viață, o viață lungă să trăiești, cu multă credință și demnitate. Să fii mereu cu zâmbetul pe buză și înconjurată de îngerii păzitori. Norocul și fericirea să nu te părăsească. Sper ca ziua de astăzi să fie plină de surprize și toată viața să fie iubită, stimată și apreciată, pentru că ai pentru ce, ești îngerașul nostru scump. Să ai parte de tot ce este bun pe această lume, să ai un viitor luminos, glorios, cu multe succese și multă sănătate. Îmi pare nespus de rău, scumpa mea, că astăzi nu pot fi alături de tine. Să-ți spun cât de mult te iubesc și un sincer la mulți ani. Dar să știi că bunica vă iubește mult din Israel. Bunica vă transmite toată dragostea din inima ei mare și mulți, mulți pupici. Sănătate, baftă, bani și un sincer la mulți ani. Cu drag de la bunica Emilia. Ți-a plăcut mesajul ei? Da. Tare, tare? Foarte. Mulțumesc foarte mult. Te iubesc la fel și îți doresc toată inima mea. Emil, asta este pentru tine și o pernuță. Bunica asta e ca și Moș Crăciun. Mi-a trimis sacul cu daruri. Mulțumesc. Gabriel. Mulțumesc. De la mătușa mea, Mila. De la bunica Mila. Mulțumesc pentru cadouri, să fii bă sănătoasă, să ai grijă de noi. Bunica Mila, îți urez multă sănătate, să fii împlinită, să fii fericită mereu și abia aștept să vii și tu la noi în Moldova. Cezar! La mulți ani, bunica Mila! Pentru că tu ai fost una dintre acele persoane care i-a îndeplinit cele mai frumoase vise a bunicăi Mila, ea a trimis pentru tine o floricică. Un mic mulțumesc pentru toate darurile frumoase și în special pentru scumpa și drăgălașa fetiță care astăzi este omagiată. Un mare mulțumesc! Ești tot ce are bunica mai scump și mai sfânt. Voi sunteți bucățele din inima ei și oriunde s-ar afla ea în lumea asta mare, mereu vă poartă în inima ei, în sufletul ei și pentru voi este gata de orice. Păi, foarte mult, mulțumim foarte frumos. Eu nici nu m-am așteptat așa surpriză. Dar v-a plăcut? Foarte frumos, foarte surpriză, plăcut, a rămas, sincer, vă spun. Nici n-am cuvinte să-i spun cât de mult o iubesc și... Uite așa. Mi-e dor de ea să vin cât mai curând acasă. Pentru mine să știți că chiar este o surpriză, dar nu știam că astăzi chiar voi primi și eu daruri. Așa, toate fetele astea frumoșele merită să fie surprize.
Mihaela, îți urez să fii sănătoasă și, așa cum ți-am mai zis, să asculți de mami și de bunica. Pentru că ea e acolo undeva departe și așteaptă ca voi, măcar o dată, cumva, să-i spuneți mulțumesc, bunica, și te așteptăm cu mare drag să vii acasă. Și poate ajunge și ea să se bucure de munca ei prin rezultatele voastre. Eu sunt aproape trup și suflet, pentru că mi-a fost și mie ca mamă de multe ori. Am emoții. Am intrat aici în casă. Aici erau cele mai frumoase sărbători. Doamne! Aici, la ea acasă, am învățat să gătesc exact așa cum este, sunt mesele astea pregătite. Aici eram toți, eu am fost fericită, mult prea fericită de fiecare dată la sărbători să vin aici să întâmpin cu oameni dragi. Eu îi mulțumesc din tot sufletul și am plecăciuni. Poate ultima perioadă nu prea am când să răspund la telefon, că atunci când mă sună, dar ea știe că mi-este în inimă și întotdeauna sunt trup și suflet, pentru că ea chiar a jucat un rol foarte, foarte important în formarea mea ca om, ca femeie și poate, de ce nu, în educația mea. Eu îți mulțumesc din suflet pentru atenție. Știu că și copiii mei spun bunica și chiar o meriți, că, Doamne, te iubesc. Te iubesc și asta cred că contează cel mai mult. Aștept să vii acasă, aștept să ne întâlnim, să mai stăm la mesă, așa cum facem noi ca de obicei. Ne bucurăm că am găsit aici o familie atât de unită, atât de fericită, cu atâtea cuvinte de laudă și de mulțumire. Înseamnă că totuși bunica noastră a jucat un rol important în viața fiecăruia. Și dacă atâți oameni buni spun doar lucruri de bine, asta este un lucru foarte mare. Și tu, Mihaela, faci parte dintr-o familie mare, unită, plină de dragoste, de înțelegere. Și uite să vede în ochișorii voștri că voi toți sunteți fericiți. Și nu în ultimul rând, această fericire se datorează bunicăi. Eu îți doresc, ție, Mihaela, să o ai cât mai mult alături. Mă rog, după posibilitate, așa este în ziua de azi. Cei mari sacrifică cu multe pentru ca noi, ăștia mai mici, să avem mai multe, da? Uneori cedăm și ne ducem după lucruri care credem că ție sunt mai de folos. Și ție și mamii, poate și ei, dar să știi că te iubește, vă iubește pe fiecare, da? Și voi la fel. Vă iubiți chiar dacă între voi sunt mii de kilometri. Așa este? Da. Vouă la mulți ani, multă sănătate și noi mai avem pentru tine câteva daruri, Mihaela. Hai să-i le dăm pe toate, Mihaele, astea frumoase a noastră. Mulți ani, Mihaela! Mulți ani! Mulți ani! Mulți ani! Hai, bucurați-vă, bucurați-vă. Surpriză mă reușesc!
fratele meu, tata meu. Ce îi spui tu acum bunicuții astea pline de surprize? Ți-a plăcut? Da, foarte tare. Nici nu m-am gândit că e urs. Eu am gândit că e la Israel și de că acum era aici. Este cel mai frumos cadou pentru azi? Cel mai frumos din toate. Eu am cel mai bună bunică din lumea toată. Sunt cea mai norocoasă și fericită fetiță de pe lume care am avut. O surpriză așa. Care sunt? Bunica, te iubește mult. Și eu. Bunica, toată viața vă voi strădui pentru voi. Voi să ascultați de mine, de mămica, să vă iubiți unul pe altul cu frățuorul. Vino după mine.